De la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt și până la clădirea unde a fost semnat actul unirii, manifestanții au mărșăluit cu drapele, panglici, tricolore și crizanteme albe. Aceștia spun că unirea Republicii Moldova cu România ar putea aduce doar beneficii țării noastre. Intrăm în Europa, devenim o țară civilizată, terminăm odată cu corupția. Odată și odată, totdeauna unirea va avea loc. Când o să aibă loc? Nu știu, eu aș vrea să trăiesc, să ajung în timpurile acestea. În fața clădirii, unde deputații au decis ca Basarabia să revină la patria mamă, liberalii au votat o declarație în care își propun să promoveze pe larg ideea unirii. Haideți să grăbim unirea, că doar prin unire putem trăi în prosperitate și fi siguri în ziua de mâine a noastră și a copiilor noștri. Uniți pentru unire, în unire salvarea. Trăiască unirea! Din deputații Sfatului Țării prezenți la ședința istorică, 86 au votat pentru unire, 3 s-au pronunțat contra, iar 36 s-au abținut. Ulterior, aceștia au făcut o fotografie de grup chiar în fața clădirii unde s-a produs actul unirii, edificiu plin de viață chiar și după aproape 100 de ani. În roșu, galben și albastru s-a colorat bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt din centrul capitalei. Membrii Asociației Onoare, Demnitate și Patrie au întins de-a lungul străzii un drapel imens. 99 de ani de la unirea Basarabiei cu România, e aproape 100 și au spus participanții la marș. Și au întins bandera principală a capitalei, un tricolor imens. Pentru a-l duce, însă, a fost nevoie de mulți mai mulți oameni. În ziua de 27 martie 1918 reprezintă în primul rând o zi a sufletului tuturor românilor, așa cum noi ne simțim români și vrem reîntregirea patriei. O zi de unire națională, o zi în care toți românii simt românești și pot să se împărtășească fără vreo frică. Sperăm să ajungem ziua când va fi făcută unirea. Să demonstrăm că totuși avem demnitate. Și că avem dragoste de neam și de țară. Marșul tricolorului marchează o zi istorică, spun organizatorii, întrucât a mai rămas doar un an până la centenarul unirii. Cu cât mai mult ne apropiem de 2018, cu atât mai mulți vom deveni, cu atât mai multe campanii de informare vom face. Astăzi împreună cu noi sărbătoresc și cei din Italia, cei din Spania, din Portugalia, din Germania, toți cei care simt românește. Împreună să demonstrăm clasei politice că putem fi uniți. Biserica Ortodoxă este neamul, este mama poporului român și întotdeauna trebuie să înțelegem că și preoții au jucat un rol important, biserica, în actul de făptuire a unirii. Și pentru acest lucru mă bucur foarte mult că tineretul este foarte activ și prezent în această zi rememorabilă. La 27 martie 1918, Sfatul Țării a votat unirea Basarabiei cu România, teritoriul dintre Prut și Nistru fiind astfel primul dintre provinciile istorice care s-a unit cu patria mamă. Au urmat celelalte provincii românești, Ardealul, Crișana, Banatul, Maramureșul și Bucovina.